spunea, inima mea pe tine te caută pentru că tu ești cel mai minunat. Aș vrea în următoarele momente să ne ridicăm în picioare și haideți să cerem ca Domnul să binecuvânteze părtășia noastră, strângerea noastră. Consider că cu toții îl căutăm pe Domnul pentru că El este cel mai minunat, pentru că El aude când cel nenorocit strigă, El aude când noi suntem în nevoie, El este izbăvitorul nostru, El este stânca noastră, El este Dumnezeul care nu dezamăgește niciodată, El este Dumnezeu pe care îl căutăm pentru că am gustat din El și am văzut cât este de bun. De aceea, haideți să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze părtășia noastră, să binecuvânteze cuvântul, să binecuvânteze toate slujirile de orice fel și mai mult de atât, să ne rugăm ca Domnul să dea fiecăruia după nevoia inimii Lui, îmbărbătare, zidire, să întărească pe toți cei ce sunt deznădăjduiți, să mustre acolo unde este nevoie, să corecteze prin cuvântul Lui. Domnul să binecuvânteze pe fratele care va sluji din cuvânt, Domnul să binecuvânteze cântarea, timpul de rugăciune. De aceea, haideți să ne rugăm ca Domnul să lase binecuvântare, să vină în mijlocul nostru, să ne mângâie, să ne întărească și să ne cerceteze și haideți să ne rugăm cu credință. Amin. Amin. Haideți să reocupăm locurile și să mai slăvim pe Domnul cu cântare. Tu ești refugiul când sunt slab, Tu ești scăparea ce o am, Tu ești în toate dor. Mâna-mi întinzi atunci când cad, când sunt setos, Tu apă-mi dai, Tu ești în toate dor. Iisus, mie sunt ție mă întind. Iisus, mie prea sunt Dumnezeu din tine. Tu ai iertat rușinea mea, m-ai ridicat în slava ta, Tu ești în toate dor. Inima mea ție ți-o dau, îmbracă-mă cu al tău har, fii Tu în toate dor. Iisus, mi-e prea sfânt,
Iisus Hristos este Domnul. Amin? Amin. Spun acest lucru pentru a verifica reacția multora dintre dumneavoastră la această afirmație, pentru că am intrat în contact recent la muncă cu un necredincios și auzindu-ne pe noi toată ziua, vorbind între noi cu colegii creștini, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te întărească, Iisus Hristos este Domnul, mi-a zis că acolo în sat, la el în România, lângă satul lui este un sat de frați romi, frați țigani, și zic că sunt oameni faini și totuși îi aude toată ziua numai despre Iisus, că e numai cu Iisus. Și am continuat discuția, bineînțeles, într-un mod în care să încerc să îi arăt importanța, dar aș vrea să ne cercetăm noi, să vedem care este atitudinea noastră față de Domnul Iisus Hristos. Pentru că, înțeleg, cei din lume poate au fost învățați pentru că Sfânta Maria, Sfântul nu știu care, Sfântul are o oarecare importanță. Însă Scriptura spune că există un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. El este singurul care poate să medieze conflictul între om, între păcatul omului și între sfințenia lui Dumnezeu care cere vărsare de sânge pentru păcat. Și mi-aminteam astăzi de o cântare, spunea: dacă n-ar fi fost Iisus, unde aș fi? Un rob în lanțuri în largul lumii. De nu și-ar fi dat viața pe crucea cea grea, dacă n-ar fi fost Iisus, unde aș fi? Și aș vrea să, în rugăciunea următoare, să venim să mulțumim Domnului pentru Domnul Iisus Hristos. Și anume pentru faptul că Domnul Iisus Hristos nu doar a murit pentru noi, pentru că mulți ar putea să-și dea viața, dar prin moartea aceasta nu s-ar putea plăti păcatul omenirii întregi. În 1 Corinteni, la capitolul 15, spune că dacă n-ar fi înviat Iisus, dacă n-ar fi înviat Hristos, credința noastră ar fi zădarnică. Credința noastră ar fi zădarnică. Și citeam zilele acestea câteva versete din 1 Ioan, spune: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, pe Domnul Iisus Hristos, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți și voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu. Aveți viața veșnică. Prin Domnul Iisus Hristos avem viața veșnică. Spune aici, dacă n-ar fi înviat Iisus Hristos, credința noastră ar fi zadarnică. Ba încă, voi încă sunteți în păcatele voastre. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. De aceea aș vrea să venim înaintea Domnului să-i mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, cel care a murit și a dat viața, sângele lui a fost îndeajuns de sfânt și de curat încât să plătească vina păcatului nostru. Și în schimb am primit pace, am primit viața veșnică, cum spunea versetele de mai devreme. Haideți să ne ridicăm în picioare, să-i mulțumim Domnului pentru iertarea de care ni s-a făcut parte. Pentru Domnul Iisus Hristos, cel înviat, prin care avem viață. Amin.
Amin. Haideți să reocupăm locurile și să mai slăvim pe Domnul cu cântare. Am auzit istoria, cum Iisus l-a stat a gloria, cum viața lui perece-a dat pentru păcatul meu. Privesc acum la vinul care azi ne dă alinul, când prețul mare pentru noi plătit a Dumnezeu. Victoria să fie Domnul că din nou suntem în casa lui de rugăciune. Vă rog frumos să-mi scuzați emoțiile. Cu toți trecem prin situații neplăcute în viața aceasta. Probleme de sănătate, poate probleme la locul de muncă și diferite stări care caută să ne fure pacea. Cu toate acestea, Domnul Iisus ne garantează o pace pe care lumea nu ne poate da, chiar și atunci când trece prin astfel de situații. Poate te gândești, cum poți avea pace când treci printr-o suferință? Dar când Iisus promite ceva, El se ține de cuvânt. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 27, cuvântul Domnului ne spune: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Vă îndemn, dar să cerem pacea Domnului Iisus și atâta timp cât noi cerem cu credință, ne spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, capitolul 10 cu 11, capitolul 11 cu 10, mă scuzați, fiindcă oricine cere, capădă, și cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Vă invit, dar, să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului cu credință și Domnul ne poate da pacea Lui în orice situație. Amin.
Amin. Haideți să reocupăm locurile și să mai slăvim pe Domnul cu o cântare. Domnul Iisus Hristos a venit să împace lumea cu Tatăl prin jertfa sa, dar pe lângă faptul că ne-am păcat cu Tatăl, înainte să se înalțe înapoi la Tatăl, a zis, ne-a atenționat că în lume veți avea necazuri. În lume veți avea necazuri, în lume veți trece prin încercări, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Domnul Iisus Hristos a biruit lumea și înainte să plece ne-a încurajat să avem pace. Luați pacea mea, cum amintea fratele. Luați pacea mea, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Veți avea necazuri, dar niciunul nu va fi peste puterile voastre. Eu însuși voi fi cu voi, vă voi întări. De aceea, haideți să ne îmbărbătăm și să slăvim pe Domnul și cu următoarea cântare care spune O, ce har să știi că Domnul te iubește. Nu cred că s-a cântat prea de mult timp în biserică, dar cred că mulți dintre noi o știm și cuvintele sunt atât de miezoase. Vorbesc atât de frumos că este un har să știi că Domnul te iubește, chiar și în mijlocul necazului tău El este prezent și te întărește. Haideți să lăudăm pe Domnul cu următoarea cântare. Ce-i har să știi că Domnul te iubește, O, ce-i har să știi că ești în brațul Său. Iar când simți că tot în jur se prăbușește, tu să ai pace în inima ta mereu, să ai pace în cazului tău, să ai pace, căci tu ești fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor primi, cu pacea ta îi vei uimi. Fii plin de pace, vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește, ce har să știi că Lui îi aparții, și să simți în orice zi că zăruiește, când ești prin necaz, pace și bucurii. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor primi, de pacea ta se vor uimi. Fii plin de pace, vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește, O, ce har să știi că ești copilul Său. De zi prezența Lui te însoțește și dă pace în necazul cel mai greu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor primi, cu pacea ta se vor uimi. Fii plin de pace, vei birui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi, de pacea ta se vor uimi. Fii plin de pace, vei birui. Amin.
Mulțumesc Domnului pentru privilegiul care l-am să pot sluji cu îndemn la rugăciune. Am fost invitat la începutul săptămânii să aduc un îndemn la rugăciune și chiar am rămas impresionat cum cu puțin timp înainte să primesc telefonul, chiar mă gândeam la anumite lucruri și după ce am fost invitat am știut clar că exact la acele lucruri despre acele lucruri trebuie să vorbesc la îndemn. Și dacă doriți să deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Pagina 1111. Versetul 10 zice: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Ideea e că eu nu știu la fel, adică Dumnezeu știe cel mai bine care e nivelul de unitate din biserica noastră, dar știu că în trecut cel rău a mai afectat biserica cu dezbinări, au fost frați printre noi care nu mai sunt, au fost chiar slujitori și în față și la copii care nu sunt în mijlocul nostru astăzi și cel rău a lucrat în fel și chip în trecut și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă îndemn, să ne rugăm pentru unitate în biserică. Avem nevoie de a ne uni, a fi ca un trup, avem nevoie de o unitate desăvârșită, avem nevoie să luptăm pentru a ne uni mai mult și a fi pregătiți pentru ce urmează, pentru atacurile celor rău care urmează. Și în Proverbe, capitolul 6, de la versetul 16 la 19, probabil mulți dintre voi știți, acolo unde zice că 6 lucruri urăște Dumnezeu, chiar 7. Și pe ultimul loc scrie că Domnul urăște pe cei ce stârnesc certurile între frați. Și să ne ferească Domnul să fim noi aceia care stârnim certurile între frați, pentru că Dumnezeu urăște acele lucruri. Și al doilea lucru cu care m-a dus cu gândul, faptul că noi suntem români în Danemarca, odată fiind români și fiecare de la nivelul la care pornim de la un nivel mult mai jos decât suntem aici în Danemarca și odată ce venim aici, Dumnezeu ne binecuvântează cu un loc de muncă, poate chiar bine plătit și încet încet urcăm și urcăm și urcăm și la un moment dat prindem gustul vieții bune, traiului bun și la un moment dat urcând și urcând, la un moment dat nu ne mai săturăm. Începem să călcăm în picioare chiar pe cei care sunt mai jos de noi. Nu spun că se întâmplă astea între noi, dar spun să ne ferească Dumnezeu, pentru că fiind români în Danemarca și fiind suntem foarte predispuși la aceste lucruri și când noi ne concentrăm ca să urcăm pe nivelul, cum să zicem, acum rămân fără cuvinte, dar știți ce vreau să zic? Când prindem gustul banului, coroanei daneze și aceste lucruri ne împiedică de multe ori de la părtășia cu frații, lipsim de multe ori de la întâlniri, lipsim de la rugăciune și încet încet apar rupturi, apar dezbinări și Dumnezeu să ne ferească și să ne ajute, să ne deschidă ochii. În Filipeni, capitolul 3, Pavel ne scrie de la versetul 7 până la versetul 8, cele două versete. Deci Filipeni 3, capitolul 3, versetul 7 și 8, pagina 1153. Da. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus
al lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Să ne ajute Domnul să socotim toate aceste câștiguri, toate aceste lucruri care le câștigăm prin muncă, prin faptul că ne are Domnul aici și e schimbarea aceasta, diferența dintre România și Danemarca, să ne ajute Domnul să le socotim ca un gunoi, deși le avem, deși ne bucurăm de ele, deși ne ajută, ne creează confort până la un anumit nivel. Să ne ajute Domnul să le socotim ca un gunoi și să ne concentrăm mai degrabă pe prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Și sunt mai multe locuri unde Dumnezeu, sunt chiar foarte multe locuri unde Dumnezeu vorbește despre unitate, despre dezbinare, cât de rea e dezbinarea și cât de importantă e unitatea între frați, chiar în familii, între soț, soție. Și în încheiere aș dori să citim împreună în Coloseni, capitolul 2, ăsta nu era în încheiere, era penultimă. Coloseni, capitolul 2, versetul 2 și 3, chiar pagina următoare. Coloseni 2, versetul 2 și 3, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, și în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Să ne ajute Domnul. Și dacă mai dăm încă o pagină mai departe, acesta era textul de încheiere. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 la versetul 17. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbărbătați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Dacă vreunul dintre voi s-a simțit cercetat, dacă cumva v-a sunat la număr, am mai pregătit un capitol care, dacă doriți să-l citiți acasă, fiecare pentru el, e un capitol întreg din Iacov, în Iacov capitolul 4, tot capitolul merită citit. Capitolul începe cu de unde vin luptele și certurile între voi. Mai jos, versetul 11 zice, nu vă vorbiți de rău, fraților. Și întreg capitolul e un capitol de cercetare. Vă îndemn să-l citiți acasă dacă doriți și să ne cercetăm cu toții. Cu aceste gânduri, haideți să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru unitatea care o avem acum. Și să cerem ca Domnul să ne pună pe inimă mai multă dragoste pentru frații noștri, pentru lucrarea care se face și să aducem Domnului cântări de laudă și tot ce am citit. Domnul să ne ajute. Haideți să ne rugăm.
Amin. Haideți să reocupăm locurile și să mai slăvim pe Domnul cu o cântare. Ai deschis cerul tău, ai lăsat slava ta și ai venit pentru mine un biet păcătos. M-ai iubit așa mult că ai murit la Calvar. Să deschizi ochii mei, să înțeleg și să te slăvesc. Cânt speranță și rază de soare, lumină și pace, că-mi ia cărare pentru tot ce tu îmi dai. Mulțumesc pentru zâmbetul tău, când scris printre stele în iuierea ta, în clipele grele pentru dragostea ta, revărsată în mine, mă-nchi recunosc că ești om și rostesc. Mulțumesc. Când la tine am venit, după povara mea grea m-ai primit, sufletul l-ai mântuit. De atunci viața mea s-a predat, o Iisus. Prin sângele sfânt, pentru când speranță și rază de soare, lumină și pace, că-mi ia cărare pentru tot ce tu îmi dai. Mulțumesc pentru zâmbetul tău, când scris printre stele mângâierea ta, clipele grele pentru dragostea ta, revărsată în mine, mă-nchi recunosc că ești Domn și rostesc. Pentru cântec speranță și rază de soare, lumină și pace, că-mi ia cărare pentru tot ce tu îmi dai. Mulțumesc pentru zâmbetul tău, prin scris printre stele, mângâierea ta, prin clipele grele pentru dragostea ta, revărsată în mine, mă-nchi recunosc că ești Domn și rostesc. Mulțumesc! Vreau ca următoarea rugăciune să fie o rugăciune în care să venim cu cererile noastre înaintea Domnului și motivele de mijlocire. Și în sensul acesta, auzeam, cred că, o cuvântare a unui frate recent într-una din biserici și spunea că în al doilea război mondial, una din țările care au fost implicate în războaiele respective, dacă mai rezista 5 minute, cealaltă țară cu care se luptau ar fi terminat muniția și ar fi fost pradă ușoară. Ar fi fost pradă ușoară și țara aceasta ar fi câștigat lupta. Ar fi câștigat războiul dacă mai rezistau 5 minute. Dacă moral se încurajau unul pe altul și să zică hai să mai răbdăm puțin, hai să mai luptăm puțin, hai să mai luptăm puțin. Să mai răbdăm puțin, să mai ne dăjduim puțin. Cealaltă țară ar fi terminat muniția în mai puțin de 5 minute și lupta ar fi fost câștigată de ei, biruința ar fi fost a lor. Mă întreb oare de câte ori noi nu capitulăm? Când mai avem puțin, există formularea aceasta în România că te neci ca țiganul la mal. Dar de câte ori nu greșim noi în sensul acesta? În ce privește motivele de mijlocire? Mă întreb oare văduva din Luca 18, care spune că venea la acest judecător nedrept care de Dumnezeu nu se temea, de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina, și totuși spune cuvântul că multă vreme n-a voit să-i facă dreptate.
multă vreme. Acum nu știu ce înseamnă multă vreme, cât înseamnă în luni, în ani, dar multă vreme. Și în această perioadă, această femeie ar fi avut foarte ușor posibilitatea să fie descurajată și să zică, da, tot merg la judecătorul acesta, ce să mă duc să mai bat drumul ăsta, să-mi bat gura că el n-are nici teamă de autorități, nici de oameni, nu se rușinează, nu o să-mi facă dreptate. Dar spune cuvântul că mergea des și spunea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Acum, Dumnezeu nu este un judecător nedrept. Dumnezeu este un tată bun, plin de îndurare, care dorește numai binecuvântări copilașilor lui. Și de aceea aș vrea ca, poate venim cu cauze pe care le aducem înaintea Domnului de mult timp. Spune acolo cuvântul că vă spun că Domnul va face dreptate aleșilor lui chiar dacă zăbăvește. Motivul pentru care Domnul zăbăvește poate să fie diferit de la caz la caz. Poate în mine dorește să lucreze răbdarea, poate în alții dorește să lucreze o altă calitate, o altă trăsătură a unui creștin adevărat, a unui adevărat urmaș al lui Hristos. Dar haideți să nădăjduim, haideți să nu capitulăm, haideți să mai răbdăm 5 minute, oricât ar însemna asta. Haideți să nădăjduim pentru că Domnul dorește ca să ne binecuvinteze, dar dorește să vadă credință, dorește să vadă, foarte interesant spune în Isaia că cei ce se încred în Domnul primesc răspuns la rugăciune, dar o traducere mai corectă spune și în engleză și în noua traducere românească, cei ce îl așteaptă pe Domnul, cei ce îl așteaptă pe Domnul să-și împlinească făgăduința, nu cei ce se pleacă pe genunchi, se roagă și apoi după ce se ridică pun mâna pe telefon și încep să sune în stânga, în dreapta, să vadă cum pot rezolva ei lucrul acesta. Haideți să ne dăjduim. Atât de frumos spune cuvântul în 1 Ioan, la capitolul 5, spune că îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. Deci, haideți să nădăjdim, haideți să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, chiar dacă nu am primit încă ceea ce am cerut, dacă știm că este ceva după voia Lui, fie că e vorba de vindecare, fie că este vorba de izbăvire dintr-o anumită situație, fie că este vorba de împăcare cu familie, cu știu eu ce alte cauze, Domnul Iisus dorește, Domnul Iisus urăște despărțirea, Domnul Iisus urăște toate lucrurile acestea care ni se întâmplă uneori din diferite cauze. Haideți să ne nădăjduim, să ne apropiem, spune cuvântul în Evrei, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Avem nevoie, este o vreme de nevoie. Avem diferite cauze, aceasta este o rugăciune pentru cauze personale, pentru motive de mijlocire, poate ale cunoscuților noștri, dar să îndrăznim și haideți să îl așteptăm pe Domnul. Haideți să îl așteptăm pe Domnul, să nu capitulăm, să nu ne dăm bătuți. Dacă Domnul încă nu a zis nu, haideți să îndrăznim. Haideți să îndrăznim și să arătăm credință, că această văduvă mergea, spune că multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate. Noi mergem o dată, de două ori, de trei ori și a patra oră deja nu mai. Haideți să îl așteptăm pe Domnul, să îl credem pe cuvânt. Să nu mergem după principiul ce e în mână, nu-i minciună. Aceasta este exact opusul a ceea ce Dumnezeu ne cheamă. Ne cheamă să ne încredem în promisiunea Lui, în făgăduința Lui. Iar El este credincios făgăduințelor Lui. Domnul nu întârzie niciodată în împlinirea făgăduințelor Lui. Este poate răbdarea noastră, nu îndeajuns de mare, de multe ori. S-au scris aici câteva cauze. Să ne rugăm pentru familia Martinescu și Socaciu. Sănătate, suferință, sănătate sufletească și trupească. Apoi să ne rugăm pentru Maria, pentru Elena și pentru Bo. Sănătate sufletească și trupească. Mântuirea sufletelor Nicoletei, Elena, Simeon, Isa și Patricia. Domnul să ne dea sănătate, să dea sănătate lui Eunice, lui Matias și lui Thomas. Și haideți printr-o ridicare de mână. Dacă au fost unii dintre noi care nu au îndrăznit sau nu au avut timp, haideți să privim și în stânga și în dreapta și să vedem cei care au ridicat mâinile
și să-i menționăm în rugăciunile noastre. Și haideți să îndrăznim înaintea Tatălui nostru care ascultă. Domnul ascultă când strigă un nenorocit. Cred că îmi notasem, așa de frumos spune în Psalmul 10, vă recomand, așa cum recomanda și fratele Nathanael, să citim Psalmul 10. Începe Psalmul nostru prin a-și vărsa așa, poate frustrarea, amărăciunea, văzând felul în care cel rău se manifestă și față de cei neprihăniți. Dar foarte frumos spune la un moment dat, dar tu vezi, îi spune Domnului, tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mâna pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit. În Psalmul 147 se menționează că ochii tuturor nădăjduiesc către Domnul și cred că asta facem cu toții acum la următoarea rugăciune. Ochii noștri nădăjduiesc către Domnul și spune mai departe că Domnul satură pe fiecare. Domnul satură tot ce are viață. Domnul satură și Domnul nu dezamăgește, Domnul nu întârzie niciodată. Deci haideți să venim cu încredere, cu cererile noastre, cu aceste motive care au fost menționate aici și apoi toți cei care am ridicat mâinile. Să ne amintim, să mijlocim unii pentru alții, să cerem ca Domnul să lase vindecare trupească, dar mai întâi sufletească peste fiecare din noi, să aducă la pocăință și să mântuiască pe toți cei nemântuiți din familiile noastre și apoi toate aceste cauze materiale. Domnul să ne binecuvânteze cu slujbe sau știu eu ce alte nevoi am mai avea. Domnul se va îngriji de aceste lucruri, dar haideți să ne rugăm în primul rând pentru sănătatea trupească, sănătatea sufletească, Domnul să mântuiască pe toți cei nemântuiți din familiile noastre. Toate aceste cauze care au fost menționate aici și apoi să mijlocim pentru întreaga biserică, să nu uităm de semne pentru frații din comitet, să ne rugăm că Domnul să-i călăuzească, să-i înțelepțească în cărmuirea bisericii noastre, să ne rugăm, am fost înștiințat că unii dintre frați copilașilor au fost testați pozitiv cu COVID, Domnul să le ușureze această perioadă, Domnul să îi mângâie, să întărească și să ne rugăm în continuare pentru toate lucrările care se fac, să ne rugăm pentru lucrarea cu copilașii, pentru învățătorii de școală duminicală, ca Domnul să-i călăuzească, să-i lumineze și în ce privește învățătura pe care o dau copilașilor, să fie învățătură sănătoasă, iar mai apoi acești copilași, să ne rugăm pentru părinților, pentru căminele în care sunt crescuți. Acasă, părinții să-i crească în jurul cuvântului, nu în jurul tabletei, nu în jurul altor mijloace de educare, ci să continue să le ofere această învățătură sănătoasă. Domnul să binecuvânteze slujirile de orice fel care se facă în biserica noastră, lucrarea cu tineretul, avem nevoie de, și acolo ca Domnul să ridice lucrători, Domnul să ridice slujitori de orice fel în biserica noastră, Domnul să binecuvânteze lucrarea de misiune, să ridice din nou oameni care să fie gata să iasă, să ne rugăm pentru toți cei ce au cunoscut calea Domnului, toți cei ce au făcut parte din mijlocul bisericii noastre și totuși astăzi se găsesc în alt loc. Haideți să arătăm dragoste față de ei noi, atât cât putem să fim lumină către ei, să le îndreptăm din nou privirea către Domnul, dar haideți să mijlocim pentru ei, să nu-i lăsăm, să menționăm, să pomenim neîncetat în rugăciunile noastre și Domnul să-i cerceteze, să-i aducă înapoi în mijlocul nostru. Domnul să binecuvinteze întreaga noastră biserică, să ne cerceteze, să ne învereze. Poate unii din noi sunt obosiți, poate unii din noi au început să-și căpăteze. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne întărească pe fiecare, să ne sprijinească și să întărească pe toți cei ce poate au obosit. Domnul să întărească pe cei tari și pe cei slabi, dar mai ales pe cei tari să ia seama, să nu cadă. Domnul să ne întărească pe fiecare dintre noi. Haideți, plin de îndrăzneală, înainte unui tată care dorește să lase binecuvântare peste noi, haideți să îndrăznim. Domnul ascultă, Domnul izbăvește atunci când strigăm către El. Trebuie doar să-L credem pe cuvânt și să-L așteptăm să-și împlinească cuvântul. Amin.
Haideți să ocupăm locurile și să mai slăvim pe Domnul cu o cântare care spune: nu te îndoi, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. În timpul în care vom face și colecta benevolă, amintesc că este benevolă, este pentru toți cei ce doresc să contribuie la cheltuielile pe care le avem ca și biserica aici, curentul electric, chiria și știu eu ce alte cheltuieli și lucrările cu copiii. Dorim ca nimeni să nu se simtă obligat, ci este o colectă benevolă, așa cum am menționat. Haideți să ne întărim în continuare și să ne nădăjdim că, indiferent de cât de cumplit ar fi furtuna prin care poate trec unii dintre noi, încercările și suferințele pe care poate le avem, norul nu este veșnic și nici o încercare nu este peste puterile noastre, ci Domnul este cu noi acolo, este în cuptor, cum a fost cu tinerii din Daniel. Domnul este în mijlocul furtunii, Domnul este cu noi pe ape, cum a fost și cu Petru. Domnul este sprijinul și ajutorul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și chiar dacă poate simțim, cum spunea Pavel acolo că, în Corinteni, că parcă simțeam că mai avem puțin și murim, haideți să ne îmbrăbătăm. Noi nu suntem creștini care trăiesc și se lasă influențat de ceea ce simt, ci noi simțim ceea ce știm. Și știm că Domnul este alături de noi, știm că nimic nu este peste puterile noastre, de aceea să mai răbdăm. Haideți să mai răbdăm, să ne întărim, haideți să credem că Domnul este stăpân și este suveran în viața noastră, ne ține în mâna sa tare și mâna cea puternică, de aceea haideți să nădăjdim și să așteptăm să treacă norul. Haideți să slăvim pe Domnul cu cântarea aceasta, timp în care ne rugăm și pentru fratele care urmează să ne împărtășească din cuvânt. Domnul să binecuvânteze, Domnul să lase har peste vorbirea sa și haideți și noi să ne pregătim inimile pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să ne curățească, să ne îmbărbăteze, să ne modeleze și să ne întărească. Amin. După orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Un nor este veșnic și soarele acel se împinge și rămâne să până în urmă e. Soarele acel ce-nvinge și rămâne să până în urmă e. Nu te uita la tine că ești atât de star, nici la vrăjmașul care te-a nimicit de cap. Nu te uita la ziduri, la porțile de pier, la ura ce scrâșnește și uită-te la cer. Nu te uita la ziduri, la porțile de pier, la ura ce scrâșnește și uită-te la cer. Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot vechează Dumnezeul puternic Sabaot. Că niciun păr nu scade, că nici o lipsă nicio încercare decât din voia Lui. Că niciun păr nu scade, că nici o lipsă nu-i, că nu-i nicio încercare decât prin voia Lui. Și dacă vezi puternic, nu-i
îngăuit și crede, când ceasul cel mai greu, dimită neclipită, vechează Dumnezeu. Amin. Pacea Domnului, mă bucur să fiu în mijlocul vostru și să avem parte de studierea Cuvântului lui Dumnezeu împreună, ca o familie, biserica Domnului Iisus, cea mai frumoasă creație a lui Dumnezeu. Aș vrea să citim din Matei, în această după-amiază. Cine are Scriptura? Cine are Biblie? Vă rog să deschideți la Matei, capitolul 7. Matei, capitolul 7, versetul 15. Vom începe cu versetul 15 ca să ajungem să avem o introducere la pasajul care aș vrea să ne focusăm astăzi, să-l vedem în detaliu. Matei, capitolul 7, versetul 15. Domnul Iisus spune așa: păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâng. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După aceea a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Amin. Aș vrea în ziua aceasta să ne gândim la această pildă, pilda care am numit-o eu pilda constructorului înțelept. Și am citit o introducere, ca să înțelegem mai bine contextul, ca să o conectăm cumva cu versetele precedente. Construcția unei case. Cine dintre voi poate a avut ocazia să construiască o casă de la zero? Cine? Frații noștri, aveți deja o experiență nemaipomenită, eu încă nu am construit o casă. Și unii cumva ar spune că scopul sau împlinirea multora în viață și să ai un copil, da, să plantezi un copac și să construiești o casă, era așa o formă. Eu nu știu dacă e adevărat, cred că pentru creștini nu este acesta scopul. Dar totuși e frumos să construiești o casă. Când mă gândesc la construcția unei case, parcă în primul rând văd culoarea, materialele poate de care trebuie să le folosesc pentru construcție, designul, planul, arhitectură. Știu că avem printre noi frați care studiază arhitectura aici, frați care deja în curând o să termine școala și cunosc mai bine ei care sunt etapele de a construi o casă. Dar interesant că Domnul Iisus menționează o etapă care cumva vine la început și poate e cumva mult mai importantă: alegerea terenului pe care vei construi casa. Nu e așa că e important?
Și dacă am fost cândva plajă undeva și am încercat să construim din nisip o casă, un castel, cineva poate, parcă prea rapid îți pierzi motivația. Din ce cauză? Pentru că vin valurile și o iau și nu mai stă această casă. Și, interesant, acest om nechipzuit a încercat să construiască o casă, să trăiască în ea, pe nisip. E important să alegi terenul. E important ca, de exemplu, să fie prețul, cum se cade, să fie locația, poate lângă un oraș, alte lucruri, de exemplu, geografic, să fie un teren, cum și aici în pildă se menționează, să fie geografic un teren potrivit. Vecinii, nu-i așa, că e foarte important când alegi un teren să fie niște vecini liniștiți, poate, cum se cade, nu știu. Și mulți, mulți alți factori la care ne gândim atunci când alegem terenul pentru construcție. Dar până a vedea cum relatăm acest pasaj, această parabolă sau această pildă, cum o legăm cu viața noastră și cum alegerea acestui teren se reflectă în viața noastră spirituală sau cum se reflectă în relația noastră cu Dumnezeu. Până a vedea ce însemnătate are această pildă, să vedem puțin contextul în care Iisus o spune. Capitolul 7. Finalul predicii de pe munte. Cunoaștem predica de pe munte, cunoaștem multe din învățăturile care sunt scrise în predica de pe munte. Știm că ea ne spune despre rugăciune, ne spune despre post, despre milostenie. Un pasaj foarte important pentru noi în viața creștină. Dar cel mai important, predica de pe munte ne spune despre mântuire. Și acest pasaj, ideea lui principală este mântuirea. Care este speranța ta în ziua judecății? Pe ce ți-ai construit viața? Pe ce ți-ai construit mântuirea? Care este baza, temelia, terenul pe care îți construiești mântuirea și îți construiești viața? Domnul Iisus se afla la începutul slujirii sale. Această predică o spune chiar îndată după ce a fost botezat, a fost ispitit în pustiu și vine cu această învățătură care cred că pe oameni puțin i-a impresionat până a auzi toate predicile lui Iisus, până a auzi multe din învățăturile sale, el vine cu un mesaj șocant pentru ei. Le spune că în versetul 13, chiar până la acest pasaj, spune: intrați pe poarta cea strâmtă, și spune că strâmtă este poarta care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Un mesaj șocant. Puțini care îl caută pe Dumnezeu, îl găsesc și pot intra pe această poartă strâmtă. Interesant, am încercat să văd care este totuși acest munte. Toți spun predica de pe munte. Care ar fi acest munte? Și mulți cumva au estimat, în dependență de drumul pe care l-a parcurs Iisus, au estimat că muntele acesta este muntele fericirilor, în ebraică Har Haosher, și a fost numit în cinstea acestei predici al Domnului Iisus, unde el spune ferice de cel și așa mai departe, s-a numit muntele fericirilor. Este un munte care se află chiar pe coasta lacului din Galileea, un lac care este menționat în Scriptură și în Evanghelie de multe ori. Și stând pe acest munte, avea înălțime de aproximativ 200 de metri, cumva puteai vedea relieful Israelului, Palestinii, da? Și relieful lor, în mare parte, este muntos. Au munți și nu sunt munți cum noi când mergem undeva la odihnă și vedem zăpadă frumoasă, vedem stânci, imaginăm fel de minuni ale, nu știu, reliefului. Dar sunt niște munți foarte deșertoase sau cu pustiu în mare parte. Și nu pe orice munte poți construi o casă. Și îmi imaginez cumva această scenă în care Iisus, pe de o parte, spune: uite, aici poți să-ți construiești casa. Dar uite acolo, un munte chiar lângă noi, care este un munte cu pustiu, nu poți construi casa. Și devine foarte ilustrativ, devine foarte clară imaginea aceasta. Nu știu dacă pentru ei a fost cumva un mesaj impresionant. Nu cred că ei de obicei construiau casele toți pe nisip. Și Iisus spune: nu mai construiți pe nisip. Nu cred că era așa. Cred că ei înțelegeau că e foarte și foarte rațional și e foarte corect
să-ți alegi terenul care va fi ferm, va fi tare și pe care poți să-ți construiești casa, nu-i așa? Nu a fost însă acest mesaj pentru ei șocant, această ilustrație, cât însemnătatea ei, cât de logic și clar e că nu poți construi o casă pe nisip, la fel de important e să înțelegem că nu ne putem construi mântuirea, viața, speranța pe altceva decât Domnul Iisus și cuvântul Său. Amin. Să vedem, totuși, această pildă o interpretează mulți în feluri diferite. Unii spun că ar fi despre viața unui creștin și aceste valuri, această ploaie, șuvoaie, reprezintă greutățile prin care trebuie să trecem și multe altele. Există câteva interpretări. De aia și am deschis mai întâi contextul, să înțelegem despre ce vorbește pilda și care cred că este, de fapt, însemnătatea ei. Să vedem, începând cu versetul 15, dacă vreți să deschideți în Scriptură, de la versetul 15 până la versetul 20, Iisus le spune oamenilor să se păzească de prorocii mincinoși. Până la versetul 15 le spune să intre pe partea cea strâmtă, le spune că există o singură soluție, adică Evanghelia, eu, jertfa care o voi face eu pe cruce, da? Și spune să vă păziți de prorocii mincinoși, că ei vin îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Și cum să cunoști că cel care îți predică totuși este un proroc mincinos? Prin roadele care le are în viața sa, prin modul cum își trăiește viața. Acești oameni care veneau și le spuneau o altă evanghelie, aveau un mod desfrânat de viață. Și le spune să fiți atenți la acești oameni. Și spune în versetul 18 așa. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Interesant. Este tăiat și aruncat în foc. Despre ce vă spune această metaforă? Sau unde o mai întâlnim în Scriptură? Nu e așa că o întâlnim când Domnul spune despre judecata viitoare. Și o menționează și Iisus, o menționează și Ioan Botezătorul. Dacă să vedem în Matei, capitolul 3, versetul 7, Ioan Botezătorul, când a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, adică de pedeapsă, de judecată? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securea a fost și înfiptă la rădăcinea pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Deci e clar că vorbește despre judecata viitoare, vorbește despre soarta celor care pretind a fi creștini, pretind că au o relație cu Dumnezeu, dar duc un mod de viață neînfrânat, păcătos. Și aceștia nu au roade demne unui creștin, nu au roade care vrea să le vadă Dumnezeu în viața lor. Și aceștia sunt oamenii care vor fi tăiați și aruncați în foc. Poate cineva vă spune, da, nu sunt eu poate un proroc mincinos, nu predic în biserică. Dar principiul este universal. Dacă nu ai roade în viața ta, nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Matei 7, 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Memorăm, împărăția cerurilor. Deci a trecut treptat la dimensiunea viitorului. Și spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, despre care zi vorbește Dumnezeu aici. Frate Victor, ziua judecății, corect. Să vedem Apocalipsa, capitolul 20, Apocalipsa, capitolul 20, versetul 11. Apocalipsa 20 cu 11, un pasaj care este crucial. 20 cu 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.
Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. O soartă tragică pentru cei care nu au fost scriși în cartea vieții. Și acum când înțelegem că Iisus a trecut la contextul viitorului, vorbește despre judecata viitoare, în acest context El spune că, uite, sunt doi oameni, cel chibzuit și cel nechibzuit, sau cel înțelept și cel neînțelept. Cel care ascultă și împlinește cuvântul meu, zice Iisus, acel este un om înțelept și el este cel care și-a zidit casa pe o stâncă, pe o piatră, Petra e în original scris. Și cel care nu ascultă și nu împlinește cuvântul Tatălui este cel care și-a construit casa pe nisip. Și ploaia, șuvoaiele, vânturile este de fapt judecata viitoare și în fața judecății, dacă nu ți-ai construit casa pe un teren care este un teren ferm, care este cuvântul Domnului Iisus, în fața judecății viitoare nu vei sta. Nu vei rezista judecății și în numele tău, dacă nu e scris în cartea vieții, casa ta va fi destrămată. Întrebarea, care este terenul pe care tu ți-ai construit mântuirea? De ce îți bazezi siguranța salvării? De ce crezi că după moarte, când vei sta în fața Domnului, vei avea salvarea și nu vei merge în iazul de foc? Care este siguranța ta? Este terenul pe care îți construiești casa. Și mulți cumva vin cu un concept greșit despre Domnul Iisus. Citesc din Ioan, capitolul 12, versetul 47, cumva scot o singură propoziție din context și spun așa, scrie așa, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Și ei spun, păi Domnul Iisus n-a venit să judece lumea. Și se bucură și cumva vin cu o interpretare greșită, cu o imagine greșită despre Domnul Iisus. Prima concepție greșită, ei spun, Domnul Iisus nu mă judecă. De ce îmi spui că trăiesc în păcat? De ce spui că Domnul Iisus condamnă viața mea? Dacă Domnul Iisus singur a spus că, uite, eu nu judec lumea, eu mântuiesc. Oricine, trăiești cum vrei, Domnul Iisus te mântuiește, eu nu te judec. O concepție total greșită. Și de aici pornesc o mulțime de învățături greșite. Unii spun că, uite, după ce a venit Domnul Iisus, Tatăl a devenit mai blând. Tatăl nu mai este așa cum era până la Domnul Iisus. El deja iartă, el deja e milă de om după ce a fost Domnul Iisus pe pământ. Fără a înțelege esența Evangheliei și paradoxul care s-a îmbinat cumva dintre dragostea și sfințenia lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus. Nu înțeleg profunzimea Evangheliei și din cauza aceasta îl depreciază pe Dumnezeu. Alții spun, uite, că Domnul Iisus, nu, unile minorități din zilele de azi, spun că Domnul Iisus n-a spus deschis că ceea ce facem noi e păcat. Pavel a spus, dar Pavel nu este Iisus. Corect? Și din cauza aceasta nu mai putem asculta pe Pavel, ascultăm pe Domnul Iisus, care a spus să nu precurvești. Și noi nu precurvim, noi doar avem o altă, cumva, înțelegere a vieții. Și spun că Domnul Iisus nu ne judecă. O concepție greșită, menționez. Nu e corect să crezi așa. Și urmează să vedem în Scriptură că nu e adevărat. Alții spun că Iisus a adus o nouă lege. O lege care a anulat cumva principiile morale din Vechiul Testament. Și Dumnezeu nu e atât de strict deja față de viața noastră. Nu e atât de sever față de păcatele care le facem. Pentru că Iisus spune că a adus o nouă lege. Concepte greșite și ne spun că ești prea sfânt. Vrei să pari sfânt. Nu mai spune că asta e păcat. Domnul Iisus a iertat, a făcut minuni când era pe pământ, nu-mi spune că condamni păcatul meu, pentru că Iisus mă iartă. Și o concepție care distorsionează imaginea Domnului Iisus. Pentru că nu odată întâlnim în Scriptură cum Iisus mustră păcatul și Iisus are chiar și mânie sfântă când vede păcatul în fața ochilor săi. Să vedem la Matei, capitolul 8, cu 26. Iisus le-a zis, de ce sunteți atât de fricoși, puțin credincioșilor? I-a mustrat pe ucenicii săi în lipsă de credință. Luca, capitolul 13, de la 1 la 5. Un pasaj care pentru mine este extraordinar de radical din punct de vedere al adevărurilor care scrie aici. Luca 13, 1 cu 5.
În acea vreme au sosit unii și au istorisit lui Iisus despre galileenii, al căror sânge l-a amestecase Pilat cu jertfele lor. El le-a răspuns, credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni? Pentru că au suferit aceste lucruri? Vă spun că nu. Dacă nu vă păcăiți, toți veți peri într-un fel asemănător. Deci Iisus nu tolerează păcatul. El spune, dacă nu vă veți păcăi, veți muri ca și ei, exact ca și ei. Sau credeți că acei 18 inși este care a căzut turnul Siloamului și au murit, au fost mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuise în Ierusalim? Vă spun că nu, ci dacă nu vă păcăiți, toți veți peri într-un fel asemănător, spune Domnul Iisus. Să ne amintim de alte istorii, despre divulgarea schemelor în templu, când a răsturnat toate mesele și toate schemele corupte care le-au făcut acolo, când îi mustra pe farisei în viața duplicitară care o duceau și în motivațiile greșite care le aveau. Să fim atenți că uneori, din cauza că nouă ne place un anumit păcat, noi îl iubim atât de mult, ne e frică să recunoaștem că Domnul Iisus nu îl apreciază la fel ca și tine. Domnul Iisus a trăit o viață sfântă și nu are aceeași atitudine cum o ai tu față de acest păcat. Și să nu scoatem din context doar anumite pasaje și să creăm o imagine cum ne place nouă despre Domnul Iisus. Pentru că e o personalitate foarte complexă și înțeleaptă în multe aspecte. A doilea moment. Interesant că din același pasaj, ei cumva cred că Domnul Iisus a anulat judecata. Și Dumnezeu cumva a vrut judecata în Vechiul Testament sau cumva îi speria pe oameni că veți fi judecați, veți fi judecați și nu mai aduce judecata. Pentru că Iisus spune, eu nu am venit să judec lumea. Și din nou, este o concepție greșită pentru că dacă vedem același pasaj, Ioan capitolul 18, de la care el folosesc cumva unii, Ioan capitolul 12, să luăm de la versetul 46, să vedem în ce context spune Iisus că nu am venit să judec lumea. Versetul 46. Eu am venit ca lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Iar dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. Deci Domnul Iisus nu anulează judecata. El spune că cuvântul meu vă va judeca, dar judecata va fi. Să nu vă mințiți pe voi înșivă, să nu vă înșelați pe voi înșivă. Judecata va fi și toți vor sta în fața lui Dumnezeu. La fel în Ioan capitolul 5, 22. Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Pentru că toți îl onoreze pe Fiul, așa cum îl onorează pe Tatăl. Cel ce nu îl onorează pe Fiul, nu îl onorează nici pe Tatăl care l-a trimis. Deci mult mai mult, nu doar că Iisus a păstrat judecata, El a primit rolul de judecător. Fapte. Și ultimul verset din acest confirmarea conceptului. Faptele, capitolul 17, versetul 31. Faptele 17 cu 31 și aș vrea chiar să deschidem acest pasaj pentru că e cumva important ceea ce urmează. Faptele 17 cu 31 spune așa. Pentru că a rânduit în zi Dumnezeu în care va judeca lumea după dreptate. Prin omul, despre Domnul Iisus spune, pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dumnezeu și-a păstrat planul. Nu închide ochii față de păcatele noastre și judecata urmează și unica soluție este Domnul Iisus. Este credința în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus și trăirea Evangheliei în viețile noastre de zi cu zi. Dar despre aceasta vorbim puțin mai târziu. După ce am înțeles că contextul este contextul judecății și Iisus nu odată menționează judecata, nu o anulează nici într-un caz, putem vedea cine sunt acești oameni. Să încercăm să ne vedem care este poziția mea personală. Care este temelia? Care este terenul pe care eu îmi construiesc viața? Să încercăm să cercetăm starea sufletului propriu. Fiecare să-și vadă sufletul și starea în care se află. Deci, primul tip este o temelie sau un teren greșit. Versetul 20
și 4. Pe oricine aude aceste cuvintele mele, adică Evanghelia Domnului Iisus, și le face, îl voi asemăna pe un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Primul tip. 26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. Deci, care sunt tipurile de oameni sau felurile de teren care există în viața noastră, care le observăm de zi cu zi? Primul tip este cel care nici nu se gândește să-și construiască viața pe Domnul Iisus. Și o mulțime de oameni, unii spun că eu cred în Buddha, eu cred în Krishna, eu sunt agnostic, ateu, adică pun rațiunea cumva și argumentele științifice, naturalist, scientolog, o mulțime de lucruri care le vedem de zi cu zi. Sunt copii care cresc în familii creștine și spun că eu îmi bazez, poate nu spun, dar cred așa că datorită faptului că tatăl meu sau mama mea este creștină și eu voi fi în cer. Și din nou este o poziție greșită. Sunt oameni care cred că Dumnezeu îi iartă și când îl întrebi unde vei merge după moarte, el spune că acolo unde merge și majoritatea. Păi vreau să te cumva să dezamăgesc, majoritatea merge în iad. Dacă vrei cu majoritatea, e ok, dar gândește, poate totuși nu vrei cu majoritatea. Poate ai o altă dorință, poate vrei să-L cunoști pe Dumnezeu viu și să primești mântuirea. Ioan, capitolul 14, versetul 6. Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu una din căi, ci nu una din adevăruri, ci nu una dintre viețile posibile. Eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața, zice Domnul Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și punct. Orice altă cale care nu te duce la Tatăl, chiar și moralitatea proprie, spui că eu sunt destul de bun. Eu nu am mințit atât de mult în viața mea, poate n-am omorât pe nimeni, auzim în fiecare zi, cred că așa poziții, da? Vin și ne spun că eu nu sunt atât de rău, eu totuși nu stau în închisoare, da? Eu nu am omorât pe nimeni, n-am înșelat soția mea, n-am făcut atât de rău. De ce Domnul să mă trimite pe mine în iad? De ce oare? Dar atunci când citim Evanghelia și vedem că mânia lui Dumnezeu se revarsă asupra unei singuri fără de legi, deja Dumnezeu pedepsește cu moartea, înțelegem cât de înalt e criteriu, cum ai încerca să treci oceanul prin săritură. Ai putea oare să treci oceanul încercând doar să, prin puterile proprii, să sari? Nu poți trece oceanul. La fel e criteriul lui Dumnezeu față de moralitatea noastră proprie, puterile noastre, fără Dumnezeu. Cât de mult n-am încercat? Poate cineva ar veni și ar sări 3 metri și ar spune, am sărit 3 metri. Cineva ar sări poate 5 metri distanță, dar nu i-ar fi de ajuns ca să treacă oceanul. Doar un pod construit, cumva, dacă se continuă această ilustrație, care îl poate construi, care este Domnul Iisus. A doilea tip de teren. Cei care cumva le pare că sunt cu Domnul Iisus și le pare că terenul parcă au venit, așa au mai calcat, au văzut, e destul de bun. Nu au verificat dacă e stâncă sau nu e stâncă, dar poate se aseamănă cu o stâncă. Christ-like. Da? Adică sunt într-un stare similară cu Domnul Iisus, dar totuși nu sunt un copil al lui Dumnezeu și nu sunt un ucenic al Domnului Iisus. Așa erau acești oameni care vedem că au spus, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le vei spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Poate deja s-a construit un castel pe acest teren greșit. Știți cum la noi e cumva stilul de a construi, cine a construiește casă mai mare e cel mai bravo, da? Te uiți la vecinul tău care are o casă, dă să-mi construiesc încă mai înaltă, să fac culori mai frumoase, să fac materiale mai scumpe, că să vadă toți vecinii că sunt cel mai. Poate și la fel și tu, viața ta, mântuirea, ai construit-o atât de mulți ani, ai investit. Ai spus, eu am slujit în biserică, eu am ajutat săraci, am făcut atât de multe lucruri în viața mea și spui despre tine. Și deodată se vede egoismul. Deodată se vede mândria omului. Spune, eu am făcut, eu sunt așa, eu am făcut multe lucruri pentru Dumnezeu. Dar dacă din start e un fundament greșit și nu ai o relație vie cu Dumnezeu și viața ta în fiecare zi nu se schimbă, nu e transformare, nu ai trecut printr-o naștere din nou. E fals
și nu are nicio bază și viața ta nu e în regulă. 1 Petru, capitolul 4. 1 Petru, capitolul 4, versetul 1. Dacă vreți să deschideți. De la 1 până la 5. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De ce se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă băjocoresc? Dar au să dea socoteală înainte celui ce este gata să judece vii și morți. Să fim atenți. Chiar dacă am trăit toată viața în biserică, e posibil să nu fie o relație vie cu Dumnezeu. Dacă nu este Duhul Sfânt în viața ta și nu te mustră, dacă nu e o relație vie, nu primești fericire în relația ta cu Domnul, nu este o relație vie și nu ești mântuit. Și al treilea tip care îl întâlnim tot mai des și tot mai des, cei care nu au încredere că e suficient Domnul Iisus. Și e o chestie foarte practică, cred că și pentru noi creștinii. De exemplu, este o carte populară, Life of P, unde personajul principal, caracterul principal, încearcă să amestece toate religiile în viața sa. Mai întâi a întâlnit un preot catolic și i-a spus despre Domnul Iisus și el a acceptat și a spus, da, vreau să fiu ca el. Apoi cumva a acceptat și alte religii și Buddha și am înțeles că profunzimea care o dă budismul nu o poți găsi în alte lucruri. Și apoi găsește și tangențe cu alte religii și cumva își creează o poziție proprie. Cât de bine reflectă generația în care trăim. Acest postmodernism, această concepție că toți mergem spre același vârf, doar pe diferite drumuri. O concepție falsă. Din nou Domnul Iisus spune, eu sunt calea. Și la fel și noi creștini încercăm să introducem când Biblia ne dă un fundament, Biblia ne dă răspunsuri. Totuși căutăm răspunsuri în psihologie laică. Căutăm... Am văzut creștini care recomandă meditație și spun că yoga e soluția. Și amestecă cumva chestii spirituale în această practică. Posibil că nu l-am mai cunoscut. Nu l-am cunoscut pe Iisus în măreția sa, în frumusețea sa în deplin, dacă nu credem că este suficient. Posibil nu studiem Scriptura destul de mult. Posibil nu înțelegem valoarea ei dacă nu credem că Scriptura e suficientă pentru noi. Dacă căutăm soluții la alte lucruri care au preț mult, mult mai jos și sunt nimic în comparație cu valoarea Scripturii și totuși căutăm răspunsuri acolo, din ce cauză? Pentru că suferă starea noastră spirituală și nu avem o relație vie și puternică cu Dumnezeu, posibil. Să vedem. Am vrut să dau un exemplu, dar mergem mai departe. Temelia corectă. Care ar fi atunci temelia corectă și cum să-ți construiești un fundament sau cum să alegi terenul care totuși te va asocia omului înțelept? Jertfa lui Iisus pe cruce și adevărul cuvântului său obiectiv în toate aspectele vieții tale. Cel pentru care tot meritul e al lui Dumnezeu. Gloria e doar al lui Dumnezeu. Timpul, gândirea, fericirea, scopurile și puterea ta este în Dumnezeu și crește în fiecare zi. Cel ce simte ură față de păcat, mustrare și pocăință pentru fărdelegile sale. Cel ce nu poate tace despre mântuirea care a făcut-o Dumnezeu în viața lui. Cel ce se închină în Duh și adevăr, cel ce l-are pe Duhul Sfânt în viața sa, cel ce trăiește o continuă admirație și mulțumire față de Dumnezeu. Dacă aceste lucruri sunt adevărate în viața ta, atunci ai o temelie corectă. Dacă aceste lucruri nu sunt adevărate în viața ta, ar fi bine să-ți pui întrebare, unde sunt acum? Poate ar fi bine să ieși cumva, să deschizi fereastra în casa ta și să vezi, poate nu e o temelie corectă și poate nu stai bine. Poate e nevoie să cunoști Evanghelia, să te adresezi Domnului Iisus, să-i spui, știu că până acum nu te-am mai cunoscut și am nevoie de salvare, am nevoie să te cunosc personal pe tine. Poate de mult nu ai mai adresat Domnului rugăciuni de pocăință, rugăciuni de smerenie și cereri
personale care știi că poate nici nu crezi că Dumnezeu poate să le îndeplinească, să te ajute, dar totuși Dumnezeu vrea ca prin credință să le adresăm Lui, pentru că El ne iubește. Știu că e greu. Când eram copil, părinții mei construiau o casă și fratele meu mai mare îi ajuta pe ei cumva și îl vedeam cum de dimineața, de la ora 5 dimineața, se trezeau, mâncau și lucrau până la 8-9 seara, așa, în fiecare zi, munceau din greu și mă uitam și mă gândeam cât de mult efort e să construiești o casă, totuși. Și înțeleg, parcă, dintr-o parte, de ce ar fi atât de greu să dărâm ceea ce ai construit cu ani de zile în biserică, când ai trăit într-un mod greșit, să anulezi toate lucrurile acestea, să recunoști că nu le-am făcut pentru Domnul, le-am făcut dintr-o motivație greșită, poate, și nu am încă o relație cu El. Să dărâm această casă e foarte greu. Deși unii ar spune că e mai ușor să dărâm decât să construiești. Și e adevărat, de obicei, să vii să lovești ceva, să distrugi, e mai ușor decât să zidești. Dar când vine vorba despre meritele noastre, despre ceea ce am făcut, despre eul propriu, despre valoarea mea ca om, ne e greu să ne smerim. Ne e greu să renunțăm, să spunem că nu am făcut-o pentru Dumnezeu, ci să începem o viață nouă, o viață adevărată, vie cu Dumnezeu. În încheiere, aș vrea să fac un mic rezumat, să ne gândim la faptul că judecata lui Dumnezeu este o realitate, nu este o poveste, nu este un pasaj din Scriptură care ne place să-l credem. Judecata este o realitate pentru fiecare și nu doar pentru unii, nu doar pentru un grup de oameni. A doua, nu te poți încrede în meritul propriu. Terenul pe care îl vei alege determină totul. Dacă te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, te încrezi în Iisus Hristos, că El a murit în locul tău. Acesta este terenul pe care îți poți construi casa și care va sta, casa aceasta va sta în ziua judecății. Nu, nici într-un caz. Biblia spune că ele sunt ca o haină murdară, faptele noastre proprii. Nu poți sta în fața lui Dumnezeu cu faptele tale proprii, cu meritele tale, cu neprihănirea ta proprie. Este ca o haină murdară. Și poți primi mântuirea dacă crezi și împlinești ceea ce scrie aici. Nu doar crezi, dar crezi și împlinești. Fie ca Dumnezeu să ne dea acest curaj, să venim și să vedem în ce stare ne aflăm. Poate să recunoaștem că anumite lucruri nu le-am făcut dintr-o motivație corectă. Poate nu avem o relație sănătoasă cu El. Să revenim, să cerem iertare, să cerem regenerare, să schimbe viețile noastre și să fie o viață cum îi place Lui, după placul lui Dumnezeu și după Scriptură. Amin. Dacă vreți să ne rugăm.
Amin. Haideți să reocupăm locurile. Și în continuare, un grup are o cântare spre slava Domnului. Să scurg adânc în mine și simt cum vine sufletul. Mi-e atât de dor de acele clipe când îmi doream să fim doar noi. Mâinile mi tine. Vreau să mă ating de haina ta. Mai bine o clipă doar cu tine. În mine să fie altcineva. Mă-ntorc azi la tine, căci-mi stare sunt, fii așa cum sunt. Azi mă nasc pe tine, astăzi te privesc, cu cine se compară Domnul meu. Lumina ta sfântoare, ființa mea te vrea. Dar tu vei fi mereu iubirea mea. Rănile tale mă ridică, poruncile tale mă zidesc, marea iertării curge-n mine. Mai mult ca oricând azi te iubesc. Mă-ntorc azi la tine, căci-am stat de sub, vin așa cum sunt. Azi mă nasc spre tine, astăzi te privesc, cu cine se compară Domnul? Ta scântoare, ființa mea te vrea. Dar tu vei fi mereu iubirea mea. Azi mă las spre tine, astăzi te privesc, cu cine se compară Domnul meu. Lumina ta scântoare, ființa mea te vrea, dar tu vei fi mereu iubirea mea. Doar tu vei fi mereu iubirea mea. Doar tu vei fi mereu iubirea mea. Iisus Hristos este singura portiță de salvare. Așa cum printr-o singură ușă au intrat toate viețuitoarele în arca lui Noe și cei care au
au decis să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și să asculte avertizarea Lui. Cuvântul Domnului ne avertizează, ne atenționează și ne avertizează, așa cum a menționat și fratele, nicio altă cale, nicio altă cale. Nu există o altă cărăruie prin spatele muntelui. Singura cale este Domnul Iisus Hristos și Hristos numai. De aceea să ne cercetăm, să ne cercetăm. Iisus Hristos este singurul mijloc de mântuire. Iisus Hristos este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. El a venit să poarte păcatul nostru, dar cere în schimb ca noi să ne pocăim, să renunțăm, să ne dezbrăcăm de firea noastră, să ne lepădăm de noi înșine, se amintea recent, să ne luăm crucea și să-L urmăm. De aceea, haideți în încheiere să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru cuvântul de cercetare de care am avut parte în această după-amiază, pentru cuvântul de îmbărbătare. Ne-am rugat, am cerut ca Domnul să ne umple inima cu pace și știm că suntem stăpâni pe lucrul acesta, pentru că este un lucru după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit ca noi să avem pace cu Tatăl, Domnul Iisus Hristos a venit să ne îmbărbăteze, să ne întărească și să ne spune că ne lasă pacea sa. Dar de asemenea, am avut parte de binecuvântarea de a fi cercetați prin cuvântul Lui, să ne verificăm, să ne verificăm, să vedem care este stânca, care este fundația credinței noastre, pe ce ne-am zidit noi credința, pe faptele noastre bune, care vor fi aruncate în foc. Faptele noastre bune sunt ca o crâpă murdară înaintea lui Dumnezeu, spune cuvântul. De aceea, nimic din ceea ce facem, poate, donații, vieți, poate știu eu, bani investiți și timp investiți pentru cei săraci, dacă nu o facem în numele Domnului Iisus Hristos, dacă nu suntem predați în totalitatea Domnului Iisus Hristos, dacă Domnul Iisus Hristos nu este stânca și temelia credinței noastre, haideți să ne cercetăm, haideți să venim cu pocăință înaintea Domnului și haideți să mulțumim Domnului pentru această seară, pentru cuvântul de cercetare de care am avut parte. Haideți de asemenea să cerem binecuvântare peste întreaga biserică, săptămâna care stă înainte, Domnul să lase biruință, să lase protecție peste noi, să lase binecuvântarea sa. Amin. Dacă sunt anunțuri sau salutări care trebuie să transmise bisericii, se pot face acum? Dacă nu, doresc să menționez că planul de citire al Bibliei cu întreaga biserică continuă pentru o săptămână viitoare din Vechiul Testament
Geneza, capitolele 20 la 26, Zaharia, de la 8 la 14, din Noul Testament, Luca, capitolul 13 la 17, Psalmii, de la 8 la 9 și Proverbe, capitolul 2, dar cred că unul din frați va trimite pe grup un anunț și astfel fiecare din noi vom avea trimiterile și vom putea să fim la zi cu citirea. Dacă nu sunt alte anunțuri de făcut, vrem să vă amintim că miercurea, de la 18:30, ne întâlnim pentru a mijloci împreună pentru cauzele noastre, pentru cauzele pe care le-am amintit astăzi. Ne întâlnim pentru a ne îmbărbăta, pentru a ne întări, lăudând pe Domnul și venind cu cererile noastre înaintea Lui. De asemenea, sâmbătă ne întâlnim cu tinerii, tot de la 18:30. Toți cei ce se simt tineri, indiferent de vârstă, noi credem într-o tinerețe fără bătrânețe. Domnul să-i binecuvinteze, sunt așteptați cu drag. Vrem și atunci să avem un timp de părtășie în care să lăudăm pe Domnul. Avem parte de tot felul de părtășii care ne zidesc și ne întăresc sâmbătă de sâmbătă, de aceea sunteți invitați, vă așteptăm cu drag, iar cu ajutorul Domnului vrem ca și duminica viitoare de la ora 16 să ne adunăm. Astăzi am văzut că la jertfe personale nu prea au fost, de obicei mai era câte o soră, câte o poezie, câte un grup. Haideți să, nu știu cine menționa, cred că ori era la tineret, ori astăzi, dar spunea, haideți atunci când venim la casa Domnului, să nu venim doar ca unii care vrem să primim, ci haideți să ne gândim, oare cum pot îmbărbăta? Nu toți sunt chemați să predice, nu toți sunt chemați să, știu eu, să cânte, poate, dar o poezie, un verset, un psalm recitat, poate să îmbărbăteze pe frații noștri. Avem secțiunea aceasta, slujiri, contribuții personale. De aceea, haideți pentru duminica viitoare să cerem călăuzire din partea Domnului și să venim și să ne aducem aportul, să îmbărbătăm, să putem sluji și noi fraților noștri din biserică. Până atunci, Domnul să lase harul său, protecția lui peste fiecare din noi săptămâna aceasta. Cu ajutorul Domnului, prima dată ne vedem miercuri, iar pentru toți cei care se simt tineri, am menționat și doresc sâmbătă la tineret, dacă nu, pentru cei ce nu au posibilitatea, cu ajutorul Domnului, dacă ne mai lasă cu viață, duminica viitoare de la 16, din nou la părtășie aici. Până atunci, harul și pacea Domnului să fie cu noi. Biserica este liberă să facă voia Domnului. Amin.